Slava mea acesta! Slăvit să fie Domnul! Amin! Glorie Domnului! Domnul mi-a pus pe inima seara aceasta să vorbesc despre un subiect care este cunoscut de biserică, nu este un subiect necunoscut și subiectul principal va fi cine suntem noi. Dar vor fi și subiecte care vor fi colaterale și o să mă reiesc de textul care l-am citit în primul rând. Spune cuvântul Domnului că în Efes erau 7 fii de-a unui preot iudeu care au văzut harul care fusese dat apostolului Pavel. Apostolul Pavel era de 2 ani deja în Efes și spune cuvântul Domnului în Faptele 19:11 că prin el Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Amin. Erau astfel autoritate și putere peste Pavel că inclusiv lucrurile care erau atinse de el aveau autoritate să vindece bolnavii și să scoate demonii. Acest preot avea 7 băieți, dar se pare că în această încercare să scoată demonii au fost implicați 2, pentru că în versetul 19 spune și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, i-a schingit în așa fel că au fugit goi și răniți în casa aceea. Se pare că 2 au fost implicați. Oamenii cer și au văzut că Apostolul Pavel folosește cu autoritate numele lui Hristos și pentru că folosea cu autoritate numele lui Hristos, au zis și noi. Vrem să scoatem demonii în numele lui Hristos. Dar ei nu aveau nimic de a face cu Hristos. Domnul Iisus Hristos a dat autoritate ucenicilor săi la un moment dat. În Luca 10 vorbește despre cei 70 care i-a trimis și după ce i-a trimis să scoată dragi, să scoată demoni, să vindece bolnavi, să vestească împărăția lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că ei s-au întors plini de bucurie. Și i-au zis Domnul Iisus în Luca 10:17, ce că cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dragii ne sunt supuși în numele Tău. Versetul 19 spune autoritatea și puterea care au primit-o ei și noi. Iată că v-am dat putere ca să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, fiți atenți la esență, totuși nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Amin. Frații mei, o să vedem în citirea din seara aceasta, o să fie poate că mai mult un studiu biblic, că de fapt și numele noastre sunt scrise în ceruri și că noi suntem așezați în ceruri în Hristos. Și de fapt dacă noi avem autoritate asupra duhurilor rele, asupra care avem de luptat, fie la nivelul gândului, a faptelor, a privirii sau la altceva, avem autoritate pentru că suntem în Hristos așezați în locurile cerești, nu că a venit o mare putere peste noi. Este ca și cum un polițai este în intersecție și dirigează intersecția respectivă. Merge în mijlocul intersecției, fluieră, ridică mâna sus, toate mașinile se opresc. Pentru că autoritatea este în el, în hainele care le poartă. Nu el are o mare putere și se pune să se lupte cu mașinile. Noi niciunul nu avem puterea asta, nici măcar Pavel nu avea. Avea autoritatea lui Hristos în el, slăvit să fie Domnul. Dar noi pierdem de multe ori și nu suntem capabili să luptăm împotriva vrăjmașului pentru că ne este frică și pentru că nu cunoaștem. Diavolul aici lovește în credincioși. Necunoștință, neștiință și frică. Cum ar fi un polițai să meargă acolo, să se pună pe marginea unei borduri jos, să stea, să înceapă să fluieră încet din fluier, să ridice mâna sus. S-ar uita la ei și ar merge mai departe, dar cred că și-au pierdut mințile, zic ei. Nu că n-are autoritate în el, nu știe să se o exercite, are frică să se o exercite, și nu cunoaște cum trebuie, nu știe, nu a fost bine instruit ce să facă. De aceea aș vrea în seara aceasta să fim instruiți de Dumnezeu. Să vedem nu ce zic eu, cercetați Scripturile. Domnul Iisus Hristos în Marcu
capitolul 16, vreau să citesc de acolo câteva versete, zice așa. Marcu 16 cu 18. Am zis că mi le scriu toate pe o foaie ca să nu, așa, de acum nu le-am mai scris. Zice 17. Iată semnele care vor însoți pe cine? Pe apostol și pe păstori. Așa este? Pe cei ce vor crede. Pe toți cei ce cred în numele lui Hristos. Iată semnele care vor însoți. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoșa. Amin. Vreau să mă întreb la textul citit. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat și ei ca polițaia așa de pe marginea drumului să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus, pe care propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns. Și fiți atât la răspunsul Duhului celui rău. Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi, cine sunteți? Dacă aș întreba pe fiecare personal în seara aceasta, cine ești? Acum, identitatea noastră personală, știm cine suntem. Mă numesc Sorin Ștoc, am atâta înălțime, sunt atât de greu, am făcut școala cu tare, m-am născut în România, am cetățenie dupla, am cetățenie română, cetățenie canadiană, așa că vreau să zic cetățenie cerească, și încep să zic o grămadă de lucruri ca identitate despre mine. Dar spiritual, cine sunt eu? Zice, Duhul necurat, pe Iisus îl cunosc. Ei îi cunosc toate duhurile necurate, toate, fără nicio excepție, îl cunosc foarte bine pe Iisus. Și haideți să vedem din Scriptură, în primul rând, de ce îl cunosc pe Iisus. Coloseni 1:16. Coloseni 1:16 spune așa. Pentru că prin el, e vorba de Iisus, au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii. Toate au fost făcute prin el. Păi de ce cunoșteau duhurile necurate? Inclusiv ele, care nu au fost înainte duhuri necurate, au fost făcute prin Hristos. Și ele îl cunosc toate pe Hristos. În al doilea rând, de ce mai cunosc ele? În 2 Coloseni, același carte, Coloseni, capitolul 2, versetul 10, zice așa. Voi aveți totul de plin în El. Noi avem totul, toată autoritatea în Hristos, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Pentru că Hristos este capul oricărei domnii și stăpâniri. Versetul 15 spune așa. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, e vorba de duhurile necurate, care au crezut că odată ce îl bagă în mormânt și îl închid acolo, ele biruie. Și așa cum zice Apostolul Pavel în altă parte, a călcat cu moartea pe moarte, slăvit să fie Domnul, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a biruit, a ieșit din victoria asupra lor prin cruce. Amin. Ele au fost dezbrăcate de autoritate și de putere. Niciun duh necurat nu poate să stea înaintea lui Iisus când Iisus îi poruncește să ieși afară, să nu iasă. Că nu are autoritate și nu are putere. Satana, arma secretă a Satanei este minciuna. Cea mai mare armă a Satanei este minciuna. Una dintre armele credinciosului, cuvântul lui Dumnezeu, alături de cuvântul Dumnezeu care este sabia și trebuie să-l biruim prin ce este scris, este adevărul. Dar diavolul vine și mă mințește. El este tatăl minciunii și a mincinioșilor. Și zice, tu nu ai putere. Tu ești slab. Dar tu cine ești? Și dacă tu nu știi cine ești, zici, o, dar să știi că aveai dreptate, eu chiar sunt slab. Dar eu mă recunosc că sunt slab. Eu mă văd tot timpul căzut. Și diavolul zice așa. Dacă este așa, fiți atenți, noi putem birui
dând, vorbind din Scriptură, de zi la tineri mereu, memorați Scriptura și la adulți și mie și memorez Scriptura, pentru că răspund diavolului, este scris Satano, eu sunt în Hristos, am înviat împreună Hristos și folosesc versete din Biblie, pentru că diavolul mi-a tată pe toți. În mod deosebit, la nivelul minții se dă lupta. Haideți să vedem un alt text, 1 Petru 3, 22. Ce zice acolo cuvântul Domnului? Despre Domnul Iisus, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Iisus este la dreapta lui Dumnezeu după ce a făcut lucrurile acestea. Efeseni 1:20, apoi vreau să explic. Hai să citești și 19. Și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Fiți atenți, nemărginita mărime a puterii sale față de noi. După lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să-și adă la dreapta sa în locurile cerești. Unde este Hristos acum? Cu toții știm. În locurile cerești. Fiți atenți, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci în cel viitor slăvit să fie Domnul. Nu este nicio căpetenie, nu este nicio domnie, nu este nicio stăpânire, nu este niciun duc al răutății care crește în văzut să fie mai puternic decât Iisus Hristos. Pe toate le-a biruit. El este deasupra la toate, lăudat să fie Domnul. Și El a pus totul sub picioare și l-a pus căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea ce plinește totul în toți sau în noi. Slăvit să fie Domnul. Înainte să înalțe la cer și nu vreau să merg mai departe, că toți știm cine este Iisus Hristos, Iisus a zis, Matei 28, probabil cu 18, toată puterea, dar toată, mi-a fost dată în cer și pe pământ, slăvit să fie Domnul. Noi suntem pe pământ, dar Hristos este în cer și a fost dată toată puterea. Niciun duc rău nu te poate lovi dacă tu nu-L crezi. Dacă nu-i crezi minciunile sau dacă nu ești încins cu adevărul. Pentru că la un moment dat zice Domnul Iisus, vine stăpânitorul lumii acestea și El n-are nimic în mine. N-avea nimic. Nu-L putea amăgi, nu-L putea cu nimic, pentru că n-avea nimic în El. Slăvi să fie Domnul. Problema apare la noi, pentru că diavolul ne minte foarte ușor și zice așa, Sorin, tu ești un păcătos mântuit prin har. Așa este. Să știți că m-am gândit mult la subiectul acesta, că și mie îmi place să zic păcătos mântuit prin har. Este biblic? E un text biblic pe care poate că de acolo l-am extras noi lucrul acesta din 1 Timotei 1:15-16. Deci, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. El de-a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar, fiți atenți, dar, acum, de fapt, zice, eu am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare și continuă o listă întreagă. Nu se mai face păcătos. Și în toate scrierile am căutat acasă, în toate scrierile lui Pavel, Petru, Ioan, nu ne numește păcătoși mântuiți prin har. Ne numește sfinți. Ne numește neprigăniți. Evrei 3:1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile. Tot timpul ne numește sfinți. Neprigăniți. Dar de-aia vă zice, tu ești păcătos. Tu ești păcătos. Și eu zic, păi așa este. Nu sunt păcătos. Am fost păcătos. Și hai să vedem, de fapt, cine sunt eu acum. Sau hai să vedem mai repede cine am fost eu. În Efeseni 2:1 zice cuvântul Domnului, zice că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Frații mei, eu am fost mort față de Dumnezeu, față de viața cu Dumnezeu, am trăit în împărăția morții și a întunericului.
Zice, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzducului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Fiți atenți, este un Duh al puterii văzducului, un Duh care lucrează în fiii neascultării. Între noi eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei. Asta eu am fost. În altă parte, dacă vreți să citim, în Coloseni 1:21 spune, o să vă dau două, trei versete ca să fie un pic de studiu biblic, să nu ziceți că vorbesc de la mine, zice așa. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum. Noi eram vrăjmași, asta eram eu. Și fiecare dintre noi toți eram vrăjmași. Dar acum El ne-a împăcat. O altă trimitere din Titul 3:3 spune că eram fără minte, eram neascultători și eram rătăciți. În altă parte, spune cuvântul Domnului, zice că am fost strămutați. Și ce înseamnă strămutați? Luați din împărăția întunericului și mutați în împărăția Fiului dragostei sale. Asta am fost eu. Dar acum, astăzi, ce sunt eu? În 1 Ioan 3:1 spune cuvântul Domnului așa, prin Ioan. Spune de multe ori Ioan. Zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Dar noi suntem. Ioan 1:12. Spune iarăși că ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, ci din Dumnezeu, în finalul versetului 13. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Slăvit să fie Domnul! Domnul Iisus Hristos spune așa, nimeni nu poate să fie mântuit dacă nu este născut din nou. Și vorbea cu Nicodim despre nașterea din nou. În Stelele Pauline, expresia asta, născut din nou, o găsim mai puțin, găsim ceva. Dar găsim ceva deosebit. Hai să citim în versete care cunoașteți, din 2 Corinteni 5:17. Să vedem nașterea din nou. Cine suntem noi? Căci dacă este cineva în Hristos, cine este în Hristos? Cine a ales de bunăvoie să se lepede de Satan, să renunțe la căile lui rele și să-L facă pe Hristos Domnul și Mântuitorul lui, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nașterea din nou. Cine sunt eu în Hristos, frații mei? Eu sunt o făptură nouă. Dacă te cheamă diavolul, cine ești? Un păcătos. Nu sunt un păcătos. Sunt o făptură nouă, eu sunt în Hristos. Slăvit să fie Domnul. În 5:20, 1 Corinteni 5:20, zice, 2 Corinteni 5:20, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, este vorba despre Domnul Iisus Hristos, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ce sunt eu? Dar ce sunt eu? Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. De ce este oare așa? Coloseni 3:10. Așa? Hai să citești versetul 9. Nu vă mințiți unii pe alții. O să discutăm dacă este timp de ce ajungem să mai mințim, ajungem să mai vorbim urât și așa mai departe. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se numește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aș vrea să înțelegem bine. Toți care au primit nașterea din nou, au în ei și sunt un om nou în Hristos. Efeseni 4:22-24.
Sunt multe trimite, dar nu o să le citesc pe toate. Hai să citesc versetul 23. Și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neclădire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Merge și Galateni 6:15, care spune că suntem o făptură nouă în Hristos. Cine sunt eu? Sunt o făptură nouă în Hristos sau sunt un păcătos? Dar diavolul tot timpul atât încearcă să ne asalteze, pentru că aici e biruința lui. Zice, veți cunoaște adevărul și adevărul va face sloboți. Învață versetele acestea. Îți multe alte versete. Învață-le și răspunde când te atacă Ispititorul. Pentru că este scris, Satanul răspunde Iisus când a venit să-L ispitească. Și acolo este o explicație clară și vedem clar cum trebuie să atacăm pe diavolul, cum vine să ne atace. Vreau să vă spun, în cuvântul lui Dumnezeu găsim cel puțin trei categorii. Este o categorie de porunci. Să nu furi. Când auzi categoria asta de porunci, ce trebuie să faci? Să nu furi, nu? E clar, e o poruncă. Este altă categorie de promisiuni. Și când auzi și vezi o promisiune în Biblie, o citești, o iei pentru tine, o crezi și aștepți împlinirea promisiunei. Dar este o altă categorie care nu este nici poruncă, dar nu este nici promisiune. Este o categorie care trebuie crezută. Și în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre această categorie care trebuie crezută. Nu poți să o faci tu. Nu poți să o faci. Nu poți să te faci tu. Trebuie să crezi. Crezând, Duhul Dumnezeu acționează în viața ta și lucrează prin tine și în tine slăvit să fie Domnul. Amin. În Efeseni, capitolul 2, versetul 4. Hai să începem și să fim atenți lucrurile care trebuie crezute. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a adus la viață. Eu n-am putut să fac nimic ca să mă aduc la viață. Dar trebuie să crezi lucrul acesta, pentru că o să citim mai încolo, că spune că Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. O să citesc versetul ăla după, dar fiți atenți. Mai departe. Versetul 6. El ne-a înviat împreună, e vorba împreună cu Hristos, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Când Domnul a avut de milă de mine și mi-a dat harul pocăinței și m-am pocăit și l-am recunoscut ca Domn și Mântuitor, El a venit în mine prin Duhul Său cel Sfânt și m-a făcut o făptură nouă. Aici zice, m-a înviat, pentru că era mort în păcatele mele, zice 2:1, m-a înviat și m-a pus să șed împreună în locurile cerești. Unde sunt eu astăzi? Eu în credință sunt în locurile cerești. Nu sunt pe pământ. Dacă eu sunt în locurile cerești, vă dau mai multe versete că suntem acolo. În Hristos, nu suntem pe pământ. Ce putere are diavolul asupra mea? N-are nicio putere. Pentru că eu sunt în Hristos și Hristos este în locurile cerești. Am spus mai înainte că Hristos este mai presus de orice domnie, stăpânire, căpetenie, orice se poate numi nume în viacul acesta sau în viacul viitor, da? Și eu sunt acolo. Zice, ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos și așa mai departe ca să arate. Fiți atenți. Versetul de care v-am zis. Versetul 3:16, Efeseni 3:16. Și rog o rugăciune. Îți dau rugăciuni în Efeseni. Două rugăciuni puternice. Prima rugăciune este în capitolul 1. Începe cu, dacă... Bun, hai să citesc. E o rugăciune, da? Versetul 16. Și rog, a potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. De ce să mă întăresc în putere? În Duhul meu, în omul dinăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, prin ce? Prin credință, frații mei. Lucrul ăsta trebuie crezut și lucrul ăsta. Hristos să locuiască în mine prin credință. Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni
În capitolul 1 începe cu versetul 3, cu o revărsare de binecuvântări. O revărsare de binecuvântări. Și este o singură frază normal, până în versetul 15. 14 inclusiv. Versetul 3 până la 14, o singură frază. Și începe cu o grămadă de binecuvântări pe care eu le am în Hristos. Și după ce termină fraza asta cu binecuvântări pe care o zice, zice ceva în două versete și apoi versetul 17 spune și mă rog, fiți atenți, pentru că sunt două rugăciuni și amândouă rugăciuni au un scop comun. Zice și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii. Frații mei, știți de ce avem noi nevoie? Să ne lumineze ochii inimii. Să vedem cine suntem noi în Hristos. Ce cu făptura nouă care este în noi, cu Duhul Sfânt care L-a pus în noi, cum lucrează Dumnezeu, unde sunt eu de fapt, care este realitatea spirituală. Deci nu mai vreau să punctez, nu vreau să trec rapid, că așa e felul meu să trec foarte rapid, că eu am impresia că dacă eu le știu în capul meu bine, le știți și dumneavoastră. Haideți să punctăm un pic binecuvântările pentru care Pavel s-a rugat de două ori ca să deschidă ochii bisericii. Versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești unde? Efeseni 1:3. În locurile cerești în Hristos. Acolo noi suntem binecuvântați. Nu cu binecuvântări materiale, cu toate că Iisus le-a promis și pe astea. Dacă vei părăsi părinți și așa mai departe, vei avea și părinți și case și masă și mai departe. Dar acolo suntem binecuvântați cu binecuvântări pentru Duh. Nici măcar pentru suflet. Pentru Duh. Bun. Prima binecuvântare, frații mei, și vreau să vă bucurați de binecuvântarea aceasta. Să plecați acasă bucuroși. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Eu am fost ales de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii ca să fiu sfânt. Să fiu sfânt. Frații mei, ăsta a fost planul Dumnezeu pentru viața mea și pentru dumneavoastră. Să fii sfinți, zice, și fără prihană. Dar Dumnezeu a făcut lucrul acesta în dragoste. Câteodată avem impresia când se întâmplă să mai păcătuim și să mai greșim și Dumnezeu e foc și pară. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu și te-a iubit înainte de întemeierea lumii, te-a ales să fii în Hristos, să fii sfânt și neprihănit, să strălucești în Hristos și să fii așezat în locurile cerești. Versetul 5. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați. Ce înseamnă asta? Să fii copilul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Prin Iisus Hristos, după bună plăcerea a voii sale. Versetul 7. În El avem răscumpărarea. O mare binecuvântare. Am fost răscumpărați. Joi seara îmi scapă întrebarea, un frate pune aici de la Ambon o întrebare despre răscumpărare. De ce a vrut Dumnezeu? A fost obligat Dumnezeu să ne răscumpere pe noi? Nu a fost. Din dragoste pentru noi a făcut. Cu bucurie și cu plăcere a făcut-o Dumnezeu. A vrut Dumnezeu să unească, spune aici acum mai încolo cuvântul, lucrurile de pe pământ și din ce să le unească împreună în Hristos în cer. Slăvit să fie Domnul. De aceea s-a plătit un preț scump. Nu s-a făcut răscumpărarea pe o frumoși. Zice, în versetul 7, Efeseni 1:7, în El avem răscumpărarea. Alt har care mi s-a dat. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățile harului Său. Ești răscumpărat, fratele meu. Ești răscumpărat. Diavolul nu mai are nicio putere asupra ta. Nicio putere, numai cât îi permis tu de frică și crezând în minciună. Nicio putere. Ești răscumpărat și păcatele tale sunt iertate. Crezi lucrul acesta? Dar toate? Frații mei, vreau să spun că toate. Și iertate de la întemeierea lumii. În Evrei, să văd dacă găsesc versetul, e 9 sau 10, este 10:14, căci printr-o singură jertfă, e vorba de jertfa lui Hristos, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Printr-o singură jertfă, prin jertfa lui Hristos. Noi câteodată când cerem iertare de păcate, avem impresia că suntem în relația noastră cu copiii. Și vine copilul și plânge și dacă n-a plâns destul de bine, nu-l iert.
Sau trebuie să plângă copilul 10 zile ca să-l iert. Și avem o imagine distorsionată și diavolul zice, și nu te-o iertat. Și vine la tine, și te-o iertat Dumnezeu pe tine. Și ăla, și te mai rogi odată, Doamne, te rog, iartă-mă. Și vine diavolul și te minte și nu te-o iertat. Nu te-o rugat destul, n-ai plâns destul, n-ai făcut destul job, n-ai postit destul, nimic, zice diavolul, nu-i bun. Și te minte în față. Și tu ești iertat. Dar tu trebuie să te recunoști. Trebuie să recunoști că ai greșit, să-ți ceri iertare și să crezi. Iertarea este și un act de credință din partea noastră. E un har care l-ai primit de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, credeți lucrul acesta cu tărie. Când vine diavolul la voi, dacă te-ai mărturisit, înapoi a mea, satano, eu l-am pe Hristos în inima mea, eu sunt o făptură nouă, eu sunt răscumpărat, eu sunt mântuit, gloria lui Dumnezeu. Lucruri care trebuie să facem, să ne tresalte inima de bucurie și să strigăm de bucurie, lăuda să fie Domnul. Sunt multe lucruri care pot să vi le spun. O să sar peste ele, că timpul trece. Pentru că vreau să mă ating un subiect în final. Dar totuși, în binecuvântările astea care le spune Pavel, dintr-o răsuflare, este și asta, versetul 13. Citiți-le acasă. Versetul 11, că am fost moștenitori și suntem moștenitori. Cu toate că, la un moment dat, în Galaten, zice Pavel acolo că dacă ești nevrâznic, nu poți să intri în moștenire. Dacă tu nu crezi, nu poți să intri în moștenire. Trebuie să crezi lucrurile acestea. Versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, fii atenți, cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit slăvit să fie Domnul. Frații mei, pe inima ta, pe sufletul tău, pe Duhul tău, mai corect zis, s-a pus o pecete. Este Duhul Sfânt. Dar diavolul vine și când păcătuiești și zice, tu, dar nu simți tu Duhul lui Dumnezeu în tine? Când te mustră, când greșești și zice să te pocăiești, El este acolo. Dar din necunoștință sau din nepăsare sau nu știu din ce, nu reacționăm cum trebuie la Duhul lui Dumnezeu. Dar pecetea Duhului Sfânt a fost pusă și este în noi. Ne-a pecetuit că suntem ai Lui, că diavolul nu se poate atinge de ce este a Lui. Numai cu acceptul nostru. Numai cu acceptul nostru. Și încă una și apoi vreau să închei cu... N-am să zic mai multe, dar versetul 14. Pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o avună a moștenirii noastre. Duhul Sfânt care ți-a fost dat și care este în tine, este o avună. Ce este o avună? Când cumperi o casă, dai un acont înainte. Este un acont. Ăsta e Duhul Sfânt. Acum, pentru că tu ești acum deja în o plăcerești, dar vine vremea când Hristos te va duce să fii întreg trup, suflet și duf acolo. Lăudat să fie Domnul. În Coloseni 2, cu 9 la 13, hai să citim textul, totuși vreau să trec, dar nu vreau să trec prea repede. Despre Domnul Iisus Hristos spune, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi, adică noi, avem totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Fiind botezați împreună cu El, prin botez, fiți atenți, e foarte important, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea Lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Amin. Frații mei, când am fost noi morți? Când am fost noi botezați împreună cu Hristos? Când am fost noi înviați? Tot în Coloseni 3, 1 spune, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, deci noi am înviat împreună cu Hristos. O să citim, mă duc și la Romani 6 și acolo veți vedea că am fost botezați în moartea Lui și am înviat. Lucrurile astea sunt taine.
Dar lucrul ăsta tu nu poți să-l faci. Tu trebuie să-l crezi. Crezi că ai fost botezat în moartea lui Hristos? Crezi că ai înviat odată cu Hristos? Asta nu tu simți la apa botezului. Dar botezul spune că este o icoană preînchipuitoare. Poate că totul crede pentru unii. Ascultați-mă bine. Botezul nu este o întinăciune. Este ce s-a întâmplat în realitate. Este numai mărturia unui cuget curat și spune ce lucrare măreață a avut loc în ființa noastră. Problema, pe lângă făptura cea nouă care este noi, este că în noi există și un trup al păcatului. Versetul 11, că l-am citit. În el a fost creați împrejur, nu cotere împrejur făcută de mână, ci cotere de împrejur al lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Există un trup al firii pământești în noi. Cu alte cuvinte, sunt două ființe în sufletul nostru care se luptă pentru tron. Ce vreau să vă spun și este foarte important să înțelegeți, pentru că nu vreau să plecați acasă nedumeriți, să ziceți cum suntem în locurile cerești în Hristos și mai păcătuim. Se dă o luptă cumplită în sufletul nostru și inima noastră. Cine să troneze? Cine să conducă viața noastră? Și diavolul luptă cu toți emisarii lui. Ca să ne mintă și să ne convingă că de fapt noi nu suntem ce pretindem. Că e falsitate. Nu e adevărat. Haideți să uităm un pic la Roman capitolul 6. Deci o să puntez câteva lucruri și apoi vreau să închei. 6:2. Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Noi nu mai putem să trăim în păcat. Noi am murit față de păcat. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Crezi lucrul acesta că ai fost botezat în moartea Lui Hristos? Noi, deci, prin botezul moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Am revenit la viață cu Hristos, într-o viață nouă, într-o făptură nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, și una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. O să explic imediat. Știm bine. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, firea. N-a murit niciodată. Nu ne-a părăsit niciodată. Noi încercăm acum să o răstignim. Ea a fost răstignită deja. Dar noi, Hristos a zis așa, să ne lepădăm de sine. A te lepăda de sine e a lua și a arunca. A lepăda ceva ce nu-ți trebuie. Dar noi zicem, nu mai vrem noi să o răstignim așa. Dar firea să se răstignească pe fire, sinele să se răstignească pe sine, aproape imposibil. Că dacă Duhul zice pe de-o parte, tu te citește din Biblie în seara asta. Memorează un cuvânt. Sinea zice, băi, dar atât azi de obosit, de nu mai pot. Dar tu te-și te roagă. Uf, dar nu pot să mă răstignesc așa tare, că îmi bat un cui în mână și mă doare. Asta a fost răstignită, zice cuvântul Domnului. Fiți atenți, aici vorbește versetul 6. Știți bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robe a păcatului. Și dacă urmărim toată evoluția din Roman 6, 7 și 8, vom vedea că trupul păcatului a fost dezbrăcat. Zice, nu mai datorați nimic, Filipă, deci nimic. Nu mai datorăm nimic. Dar cum se face că păcatul nu? Pentru că avem autoritatea și puterea noi să ne păcătuim. Numai ne avem dreptul să alegem. Și aici greșim la alegere. Dar realitatea este asta. Bun, vă trec prea repede și nu vreau să fiu neclar la sfârșit. Chemarea lui Hristos pentru noi este asta. Versetul 11, 6 cu 11, Romani. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de puteri, de poftele lui, pentru că tu poți să nu mai asculti de poftele lui, că ai poți să zici în Hristos dacă crezi. Nu te răstignești tu acum, în fiecare zi. Nu, tu trebuie să te lepezi de tot ceea tău. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurare voastre, ca pe niște unete ale energiei, și dați-vă pe voi înși vă ca vii din morți cum era și dați lui Dumnezeu
mărturiale voastre, și versetul 14, păcatul nu va mai stăpâni. Pavel spune despre lupta care se duce în capitolul 7 și zice, și atunci, 7 cu 17 citesc, și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, e vorba când păcătuiești, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea. Ai voința să faci binele? O ai așa? Căci binele pe care nu vreau să-l fac, nu-l fac, ci rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu. Cu alte cuvinte, nu mai e persoana cea nouă, nu mai e făptura lui Hristos, cel ce face lucrul acesta, ci păcatul în care locuiește în mine. Versetul 22. Fiindcă după omul din lăuntru, despre făptura cea nouă care am citit, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădurarele mele o altă lege, care luptă împotriva legii primite de mintea mea, legea primită de Duh. Și mă ține rob legii păcatului care este mădurarele mele. O, nenorocitul de mine, exclamă Pavel, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumit fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, fiți atenți, greu de înțeles versetul ăsta, și vă lasă bugetați acasă. Astfel, dar cu mintea sau cu Duhul sau cu făptura nouă, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Amin. Frații mei, suntem chemați să alegem, să decidem tot timpul să trăim după îndemnurile Duhului. Și atunci păcatul... Deci noi avem putere asupra Lui. Mă întorc la textul care am citit. Cine sunteți voi, a întrebat Duhul necurat pe acei oameni? Nu știau cine sunt. A sărit asupra lor și a stinjuit. Și-au plecat acasă goi și rușinați. Frații mei, aș vrea să plecați acasă cu cuvântul acesta. Sunteți în Hristos. Deasupra oricărei domniri și stăpâniri, inclusiv deasupra păcatului, trupului păcatului care este noi și ne îndeamnă zilnic să păcătuim. Și aveți putere prin Duhul Sfânt să nu păcătuiți. Ascultați! Zice Pavel, s-o citit în sora aici, tot din Efeseni, al fratelui Gică Țână, să nu mai mințim. Păi, la tot asta din Efeseni am citit, păi ei erau plăcere, de ce să nu mai mințească, să nu mai cuvinte pompoase, glume nechipzuite, toate astea ce acolo. Păi cum mă, că ăștia erau în Hristos? Pentru că poți să faci lucrul acesta dacă nu asculți de Duh. De aceea să ne dăm cu toții Domnului. Plecați acasă cu gândul ăsta, eu sunt în Hristos și am biruință în Hristos. Hristos de este în mine, să mă ajute să-mi dea biruință de tine asupra oricărei Duh, asupra oricei cărei puteri și asupra Sinelui meu. Amin. 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 Mai înainte de a pleca spre casă, ne-au mai rămas câteva lucruri de făcut. Aș vrea să facem un lucru deosebit în seara aceasta, pentru că vineri fratele David va pleca spre România încercând să rezolve o problemă care, omenește vorbind, este foarte grea. Cei care ați vorbit în vremea aceasta cu fratele Vasile, cu sora Rodica, cu fratele David, probabil că știți tensiunea aceasta prin care trece familia Ghionoiu, fratele David într-un mod aparte, așteptând ca din România să primească vestea că mireasa pe care o așteaptă a primit viza, dar vestea aceasta nu a venit. De aceea, fratele David va pleca spre România, vineri. Aș vrea să facem o rugăciune în care pe fratele David să-l încredințăm în mâna Domnului. Aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc, acela care poate să deschidă orice ușă, să-i netezească drumul într-acolo și să-i deschidă orice ușă care ar mai sta închisă și să dăruiască rezolvarea problemelor. Frate David, vino aici în mijloc și vrem să ne rugăm toți pentru tine. Așadar, să-l încredințăm pe fratele David în mâna bună a Domnului, pentru ca Domnul să îi dea izbăvire și biruință în călătoria aceasta. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și aș vrea în această rugăciune, la final, să mulțumim Domnului pentru binecuvântările pe care El ni le-a dăruit de-a lungul zilei acesteia. Amin.